Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Stimați ascultători, vă prezentăm programul Itinerar Biblic, inspirat din comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Adaptare și prezentare, pastor Sorin Covaci. începem acum o secțiune cu totul nouă în cadrul cărții Levitic. Dar înainte de a aborda textul propriu-zis, iată ce spune autorul epistolei adresate evreilor la capitolul 7, versetul 28. În adevăr, legea pune mari preoți pe niște oameni supuși slăbiciunii. Dar cuvântul jurământului, făcut după ce a fost dată legea, pune pe fiul, care este desăvârșit pentru veșnicie. Așa cum anunțam, suntem la o secțiune cu totul diferită de cea anterioară. Și cum poate ați înțeles, este vorba despre consacrarea sau despre sfințirea preoților. Sfințirea preoților este importantă pentru că va aduce multă lumină asupra ceea ce se numește sfințire în bisericile de astăzi. Aș putea spune că ceea ce noi numim astăzi consacrare sau sfințire este doar un biet substitut al adevăratei noțiuni. În acest capitol din Levitic, atenția ne este îndreptată asupra preoților, nu a jerfelor. Lăsăm deoparte altarul de aramă și ne apropiem de ligheanul de aramă. La altarul de aramă, Dumnezeu s-a ocupat de problema păcatului omului odată pentru totdeauna. Dar aceasta nu înseamnă că păcătosul mântuit era perfect. Din nefericire, el continua să păcătuiască. Prin urmare, Dumnezeu trebuia să-l ducă la ligheanul de aramă, să-l spele și să-l păstreze curat, Dumnezeu ne spală și pe noi astăzi și ne păstrează curați, ducându-ne la ligianul de aramă. Isus Hristos este și azi încins cu ștergarul slujirii și ne spală în lighianul de aramă al sângelui său. Astfel, noi suntem curățiți continuu de orice păcat. Israel avea o preoție și toate acestea erau scrise pentru ei. De fapt, Cartea Leviticul este scrisă pentru leviți. Intenția lui Dumnezeu a fost aceea de a face din Israel o împărăție de preoți. Iată ce le spunea în versetul 6 din capitolul 19 al cărții Exod: Îm veți fi o împărăție de preoți și un neam sfânt. Păcatul lor, săvârșit cu vițelul de aur, a împiedicat realizarea acestei intenții divine. Astfel a fost aleasă numai o seminție, cea a lui Levi. Și din această seminție un singur bărbat a fost ales ca mare preot, Aron. Biserica de astăzi este o preoție și Hristos este marele nostru preot. Noi avem un mare preot care s-a așezat la dreapta scaunului de domnie al măririi în ceruri, spune scriitorul epistolei adresate evreilor. Dar vocea lui nu este singulară, iată ce spune apostolul Petru cu privire la acesta. Voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie a lui, ca să vestiți puterile minunate ale celui ce va chema din întuneric la lumina sa minunată. Sunt cuvintele din prima epistola lui Petru, capitolul 2, versetul 9. Și apostolul Ioan, autorul cărții Apocalipsa, se referă la preoția credincioșilor. Ai făcut din ei o împărăție și preoți pentru Dumnezeul nostru și ei vor împărăți pe pământ. Tot în Apocalipsa, capitolul 1, versetul 6, spune așa Și a făcut din noi o împărăție și preoți pentru Dumnezeu Tatăl Său, a Lui să fie slava și puterea în vecii vecilor. În viitor, după ce biserica va fi fost răpită, poporul Israel va asigura preoția pe acest pământ în timpul mileniului. Definiția preotului nu a fost lăsată pe seama imaginației omului, ci este dată foarte clar în Scriptură. Tot în Cartea Evrei, la capitolul 5, versetul 1, găsim următoarea definiție. În adevăr, orice mare preot luat din mijlocul oamenilor este pus pentru oameni în lucrurile privitoare la Dumnezeu ca să aducă daruri și jerfe pentru păcate. Preoția din Scriptură nu seamănă cu niciun alt ordin preoțesc din nicio altă religie a lumii. Preotul este cel care îl reprezintă pe om înaintea lui Dumnezeu, el merge înaintea lui Dumnezeu în numele și folosul omului. El este opusul unui profet. Profetul vine de la Dumnezeu pentru a vorbi omului în numele lui Dumnezeu. Preotul vine de la om, înaintea lui Dumnezeu și îl reprezintă pe om. Putem observa cu ușurință faptul că Domnul Isus Hristos este atât preot cât și profet. El a venit de la Dumnezeu și a vorbit omului din partea lui Dumnezeu. El l-a descoperit pe Dumnezeu omului. El a plecat de la om și s-a dus înapoi la Dumnezeu, fiind acum marele nostru preot. El ne reprezintă înaintea lui Dumnezeu. De fapt, noi suntem în El. Dacă nu sunteți în El, nu sunteți nici înaintea lui Dumnezeu prin El. Noi nu putem ajunge în prezența lui Dumnezeu fără Isus Hristos. Cunoașterea alcătuirii cortului întâlnirii este esențială dacă vrem să înțelegem cartea Levitic și rolul și semnificația preoției. Tipologia cortului întâlnirii și a preoției este atât de bogată încât există pericolul de a accentua una din fațete în detrimentul alteia și de a da astfel o interpretare greșită. Cred că putem spune următorul lucru. Curtea exterioară a cortului reprezintă lumea de pe acest pământ. Aici a sângerat și a murit Hristos. Locul sfânt este nevăzutul loc unde a plecat marele nostru preot. De fapt, așa s-a întâmplat când Domnul Isus a murit pe cruce și s-a înălțat la cer. El a luat cordul și semnificația lui orizontală, valabilă pe pământ, și a creat o relație și o semnificație verticală. Altarul este aici, pe pământ, pentru că aici a murit Isus Hristos. Locul sfânt este sus, în cer, iar el este acum în Sfânta Sfintelor. Ascultați ce spun fragmentele următoare din această epistolă adresată a evreilor, fragmente care ne vor ajuta să înțelegem acest lucru. Astfel, în capitolul 4, versetul 14, spune așa. Astfel, fiindcă avem un mare preot însemnat, care a străbătut cerurile, pe Iisus, Fiul lui Dumnezeu, să rămânem tari în mărturisirea noastră. Sau versetul 1 din capitolul 9. Legământul din tâi avea și el porunci privitoare la slujba dumnezească și la un locaș pământesc de închinare. Sau în capitolul 8, primele două versete. Punctul cel mai însemnat al celor spuse este că avem un mare preot, care s-a așezat la dreapta scaunului de domnii al măririi în ceruri, ca slujitor al locului preasfânt și al adevăratului cort, care a fost ridicat nu de un om, ci de Domnul tot în această epistolă, la capitolul 9, versetele 23 și 24. Dar, deoarece chipurile lucrurilor care sunt în ceruri au trebuit curățite în felul acesta, trebuia ca însăși lucrurile cerești să fie curățite cu jerfe mai bune decât acestea. Căci Hristos n-a intrat într-un locaj de închinare făcut de mâna omenească după chipul adevăratului locaj de închinare, ci a intrat chiar în cer, ca să se înfățișeze acum, pentru noi, înaintea lui Dumnezeu. Isus este în cer, acum. Mi-aș dori să aducem realitatea acestui fapt în credința noastră. Noi mergem la biserică, participăm la un anumit ritual, și prea adesea realitățile credinței noastre sunt uitate. Isus este la dreapta Tatălui. Noi putem să-l abordăm, să zic așa, pe Dumnezeu, Tatăl, numai prin Isus Hristos. Ni se spune că putem veni la Dumnezeu cu îndrăzneală. Isus vine acum în prezența lui Dumnezeu pentru noi. Dragul meu prieten, tu nu ești singur aici, pe pământ. Prin Hristos, Dumnezeu a devenit accesibil oricărei ființe omenești. Relația dintre noi și cortul întâlnirii este acum una verticală. Sfânta Sfintelor, acest loc deosebit, este de acum sus în cer revenind la capitolul 8 din cartea Levitic observați că se spune de 12 ori într o formă sau alta că Domnul i-a poruncit lui Moise toate acestea Aron și fiii lui au făcut toate cele poruncite de Domnul prin Moise versetul 36 din capitolul 8 Unii oameni cred că Leviticul este o carte scrisă mult mai târziu și că este o invenție a preoților și totuși în ea se spune că toate cele scrise au fost poruncite de Domnul. Voi credeți în cuvântul inspirat al lui Dumnezeu? Dacă da, nu puteți accepta o datare mai târzie a acestei cărți. Din potrivă, veți crede în caracterul infailibil al Scripturii știind că totul a fost scris la porunca lui Dumnezeu. Să încercăm acum o agenda capitolului cu care începe această secțiune referitoare în mod special la preoți deci capitolul 8, care are ca temă principală consacrarea preoților. Astfel, în primele cinci versete, ni se spune că adunarea este chemată să asiste la ritualul acesta. Apoi, în versetul 6, este relatată curățirea lui Aron și a fiilor săi. Îmbrăcarea marelui preot o găsim în versetele 7, 8 și 9. Sfințirea Marelui Preot urmează de la versetul 10 până la 12. Îmbrăcarea preoților este și ea importantă și este relatată în versetul 13. Apoi curățirea preoților și a lui Aron prin sângele jerfei și apoi porunci date lui Aron și fiilor săi începând cu versetul 31. Să începem însă cu prima parte, aici unde întreaga adunare este invitată să participe la ritualul consacrării. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, Ia pe Aron și pe fiii lui împreună cu el, veșmintele, un de lemnul pentru ungere, vițelul pentru jerfa de ispășire, cei doi berbeci și coșul cu azimile și cheamă toată adunarea la ușa cortului întâlnirii. Moise primește porunca de a aduce pe Aron și pe fiii lui împreună cu toate lucrurile necesare pentru consacrarea preoților la ușa cortului întâlnirii. Fiecare articol menționat în această listă are importanța lui deosebită. Apoi, moi se trebuie să adune toată adunarea pentru ca toți să fie martori la slujba de consacrare a preoților. Se pare că era o slujbă impresionantă. Poporul avea prilejul să vadă că Dumnezeu alege oameni cu slăbiciunile lor și îi pune deoparte pentru slujba sa. Mă simt îndemnat să spun un aleluia. Acum pentru că știu că Dumnezeu face același lucru și pentru mine. Hristos a fost cu adevărat sfințit sau consacrat. Într-un anume sens, nimeni altcineva nu este cu adevărat consacrat. Lucrul minunat este însă acesta. Dumnezeu acceptă oameni cu slăbiciuni și defecte. Dacă ar cere perfecțiune, toți am fi lăsați deoparte. Dar să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru faptul că El ne primește așa cum suntem. Moi s-a făcut cum îi poruncise domnul și adunarea s-a strâns la ușa cortului întâlnirii. Moi s-a zis adunării, iată ce a poruncit domnul să se facă. Moi se face în tocmai cum îi se poruncește. Poporul ascultă și se supune poruncii adunându-se pentru această slujbă. Moi să le explică faptul că, în tot ceea ce face, el respecte instrucțiunile date de Domnul însuși. Acum, Preoții sunt cei care trebuie să dea dovadă de ascultare pentru că urmează un ritual de curățire. Moise a adus pe Aron și pe fiii lui și a spălat cu apă. Moise îi aduce pe Aron și pe fiii acestuia înaintea ligianului de Aram pentru a-i spăla. Aceasta înseamnă că ei trebuie să fie sfinți, curați, puri, dacă vor să-i slujească Domnului. Ei au fost deja la altar pentru iertare, dar au nevoie de curățire. Foarte mulți oameni spun astăzi că sunt în măsură să slujească Domnului pentru că sunt mântuiți. Este adevărat că mântuirea este prima și cea mai importantă condiție, dar este nevoie și de curățire, dragii mei. Trebuie să fiți curățiți pentru a putea fi folosiți. Ascultați ce spun următoarele versete din Scriptură. În epistola adresată lui Tit, capitolul 3, versetul 5, Pavel îi spune acestuia: El ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea lui, prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt. În epistola din care am citat deja atât de mult, epistola către Evrei, capitolul 10, versetul 22, să ne apropiem cu o inimă curată, cu credință deplină, cu inimile stropite și curățite de un cuge rău și cu trupul spălat cu o apă curată. În epistola către Efeseni, capitolul 5, versetul 26, aici vorbește despre biserică, ca să o sfințească după ce a curățit-o prin botezul cu apă prin cuvânt. Apostolul Ioan, în Evanghelia sa, în capitolul 13, versetul 10, Isus a zis, Cine s-a scăldat n-are trebuință să-și spele decât picioarele ca să fie curat de tot, și voi sunteți curați, dar nu toți." Tot Ioan în prima sa epistolă, capitolul 1, versetul 9. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Iată, dragii mei, cât de importantă este această curățire. Duhul Sfânt ne noiește pe parcurs, dragii mei, dar avem nevoie de spălarea făcută de Domnul. Cu ce ne spală Domnul Isus, care este agentul de curățire? Cuvântul său. Domnul Isus a spus că ucenicii săi aveau nevoie să fie spălați pentru că picioarele lor erau murdare. Era nevoie să le fie spălate picioarele pentru ca să poată avea părtășie cu Domnul. Curățirea este necesară pentru slujire. Cum putem avea parte de această spălare? Prin mărturisire suntem iertați și curățiți. Vreți să fiți folosiți de Dumnezeu? Veniți la Domnul și mărturisiți-vă păcatele, dragi creștini. Acesta este primul pas. Aceasta este calea și porunca lui Dumnezeu. Trebuie să mergem pe calea lui dacă vrem să-i slujim. El are un mod anume de a lucra și noi trebuie să învățăm căile și să ne supunem lui. Dar să vedem acum ce spune cuvântul lui Dumnezeu despre îmbrăcarea marului preot. Versetul 7 a pus tunica pe Aron, l-a încins cu brâul, l-a îmbrăcat cu mantia și a pus pe ele fodul, pe care l-a strâns cu brâule fodului cu care l-a îmbrăcat. Îmbrăcămintea Marului preot este o prefigurare a marelui nostru preot în toată frumusețea și slava sa. Fiecare articol de îmbrăcăminte este simbolic. Marele preot purta opt articole de îmbrăcăminte. Patru erau la fel sau asemănătoare cu cele purtate de toți ceilalți preoți. Patru articole însă erau deosebite și diferențiau ținuta marelui preot de acelorlalți. Erau veșminte destinate gloriei și frumuseții. Cele patru articole comune tuturor preoților erau următoarele. Tunica, brâul, mitra sau turbanul și lenjeria de in. Toate acestea erau făcute din in alb, cu excepția mitrei sau a turbanului. Inul alb simbolizează neprihănirea. Acum, orice credincios este îmbrăcat în neprihănirea lui Hristos. Pentru slujire este esențial să fii îmbrăcat astfel și este nevoie să fii încins cu brâul pentru o ascultare activă. Tunica și brâul menționate în acest verset erau hainele de bază pe care le purtau toți preoții. Aceste veșminte sunt descrise în capitolul 28 din Cartea Exod. Revenim însă la capitolul 8 din Cartea Levitic, versetul 8. I-a pus pieptarul și a pus în pieptar urim și tumim. Pieptarul este de asemenea descris în capitolul 28 din Cartea Exod. Urim și tumim erau puse în pieptar. Urim înseamnă lumină și tumim înseamnă desăvârșire, perfecțiune. Așa că acestea erau lumină și perfecțiune. Nu știu exact cum funcționau. Unii comentatori cred că era ceva legat de lege și că Probabil, legea era scrisă pe tăblițe de piatră. Există o referință la ele în psalmul 19. Legea Domnului este desevârșită, adică perfecțiune sau tumim, și înviorează sufletul. Mărturia Domnului este adevărată și dă înțelepciune celui nemuritor. Psalmul 19. Orânduirile Domnului sunt fără prihană și veselesc inima. Poruncile Domnului sunt curate și luminează. Lumina, adică urim. Se pare că urim și tumim erau folosite atunci când trebuia aflată voia lui Dumnezeu. Există în aceasta o aplicație spirituală pentru noi. Dragi prieteni, avem nevoie astăzi de Cuvântul lui Dumnezeu. Avem nevoie de călăuzirea lui Dumnezeu pentru a afla voia lui pentru viața noastră. Pentru că numai astfel ajungem să obținem lumina sau perfecțiunea despre care vorbește acest cuvânt, singurile care ne abilitează să intrăm în și aceasta cu El, dar bineînțeles, prin intermediul Domnului Iisus Hristos. Vom continua cu studiul acestui capitol, însă este foarte important să înțelegem că noi, toți credincioșii, suntem preoți ai Dumnezeului cel viu, o preoție sfântă și aleasă. Nu este nevoie ca noi să mai trecem prin tot felul de ritualuri și diverse practici, însă și de la noi se așteaptă încrederea de plină în Dumnezeu, precum și îndeplinirea responsabilităților ce ne revin din această minunată calitate. Noi suntem aceia care trebuie să-i aducem pe oameni înaintea lui Dumnezeu. El este acela care își arată dragostea, acela care dă iertarea, dar se folosește de noi pentru a ajunge la inimile lor. Fie ca noi toți să înțelegem ce mare, minunată și glorioasă responsabilitate este aceasta pentru noi. <fie> se încheie episodul produs și pus la dispoziție de Transold Radio România. Vă anunțăm că suntem interesați de efectele sale în viața dumneavoastră. De asemenea, că puteți solicita copii ale episoadelor în format MP3 sau materialele scrise în format electronic. Contactați-ne la telefonul 021 346 2468 sau prin e-mail la adresa radio@twr.ro. Vă mulțumim! Itinerar Biblic. Itinerar Biblic. Itinerar Biblic.